După ce în spațiul public au apărut informații cu privire la o posibilă demitere a premierului Viorica Dăncilă, liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat. Eu o susțin pe Viorica Dăncilă din toate punctele de vedere. Este un premier bun, a început să fie țintă. Acest guvern nu va pleca pentru că vrea Iohannis. Nu va pleca pentru că avem o misiune foarte importantă. Toate măsurile pe care noi le adoptăm aduc mai bine pentru români. Să fie foarte clar, nu ne speriem, a declarat președintele PSD într-o emisiune televizată. Anterior, unele voci din spațiul public au susținut că liderul social-democrat ar putea cere demisia premierului la următoarea ședința Consiliului Executiv Național, ce va avea loc la finalul lunii. Motivul pentru care Dragnea ar dori ca Viorica Dăncilă să plece ar fi forțarea suspendării lui Klaus Iohannis.